4 instituții au fost amendate de Autoritatea Electorală Permanentă. Motivul sancțiunii este unul simplu. Primarii nu au operat în registrul electoral al cetățenilor cu drept de vot din România modificările pe care legea îi obligă să le facă în diverse cazuri. Decesul unei persoane, ori dacă persoanei în cauză i s-a interzis prin hotărârea magistraților dreptul de a vota. Este cazul primăriilor din Dragotești, Fărcășești, Urdari și Ionești. Pe de altă parte, primăria Ciuperceni s-a ales doar cu un avertisment pentru nerespectarea legilor. Edilul local Dumitru Tăloi spune că sancțiunea a fost aplicată pentru că nu au șters de pe listele electorale în timpul cerut de lege o persoană decedată. De ce v-au dat acest avertisment? Ce s-a întâmplat? S-a întârziat cu câteva ore să se radieze din listă un decedat. Deci asta duminică a murit sâmbătă după amiază și s-a înregistrat luni dimineață. Acum se apropie și alegerile prezidențiale, veți fi mai atenți? Deci noi suntem atenți, s-a întâmplat, deci nu s-a întâmplat ca să nu se radieze definitiv. S-a întârziat cu câteva ore. Nu la fel de norocoase au fost celelalte 4 primării, care acum sunt bune de plată. Autoritatea Electorală Permanentă a amendat cu suma de 1000 de lei primăria Urdari. Edilul șef, Mihai Calută, a pus totul pe seama secretarei, care nu era la curent cu legea electorală. A fost scos cu două mai târziu. N-a știut secretarea timpul care trebuia să-l scoate. Cu atât a fost. Deci n-a fost altceva făcut greșit. Nu a fost alte nereguli. La noi n-a fost probleme niciodată cu legea electorală, în timpul campanii, nu știu. Nu am avut probleme și nu o să fie. Vă pregătiți pentru a organiza și aceste alegeri? Veți fi mai atenți pe viitor? Nu știu nici eu, nu știu. Vedem. Acum de-abia mai bine să începe campanii. Tot un deces le-a pus bețe în roate și autorităților din Ionești. Primarul comunei, Marian Tătaru, a precizat că amenda primită este în valoare de 500 de lei. Edilul a dat asigurări că nu se vor mai repeta aceste situații. La ce sumă se ridică această amendă? 500. 500 de lei? Da. Și ce nereguli spun că au descoperit acolo? Sau ce s-a... N-au alterat registrul după deces, între 24 de ore trebuie să opereze registrul. N-au alterat și asta a fost cauza. Cât timp aveți la dispoziție să achitați această amendă? 48 de ore. Vă așteptați și la alte controle, acum ținând cont că vin și alegerile prezidențiale? Nu o să fie, nu e o problemă. Deja avem cartel, nici avem deja făcut. A fost o neglijență, s-a constatat, s-a sancționat și de acum încolo o să mai fie. Autoritatea Electorală Permanentă va continua aceste controle, ținând cont că urmează organizarea alegerilor prezidențiale.